Am lins fundul unei broaște. Salut, mă, șacalilor, ce faceți? Ia să beau eu o gură de apiță din cana mea cu iepuraj. Mi-ați scris mulți în comentarii că, bă, Snic, ne era dor, bă, să mai auzi, să vedem notificarea aia, bă, cu Snic a încărcat un videoclip, bă. Așa că vă zic din nou, bă, doar 62% dintre voi, bă, aveți clopoțelul acolo activat cu toate notificările. Băgați-l, bă, așa, băgați-l și restul, activați-l, bă, ce vă costă? Și ziceți-mi voi dacă mai are sens să vă zic că 57% dintre voi sunteți neabonați, bă. Bă, abonați-vă, bă, deveniți abonați, bă, totuși. E o seară frumoasă, ninge foarte tare afară, eu iară trebuie să dezăpezesc mașina și am pus un story că aș vrea să fac un clip în care voi îmi ziceți secretele voastre, iar eu le citesc. Foarte deștept, adică o idee genială, mă, după două săptămâni. Am pus chestia asta pe Instagram, unde ar trebui să mă urmărești și nu mă lua că eu n-am Instagram. Fă-ți Instagram, mă, cauți acolo Sniculeț sau un link de... Și aia, bă, și dă-mi un follow, bă, că suntem blocați la 210.000 de treia, bă. Hai, bă, și hai. Am o vagă presimțire că nu vă place freza mea, bă. Dar nu mă interesează, bă, dacă nu vă place, că mie îmi place, bă, sincer. Începe cu primul în forță. Stai să vă dau așa să aibă loc secretul. Ia uite acolo când șemineu, că v-am zis, bă, că m-am îmbogățit, bă, mi-am luat șemineu, casa aici cu trei etaje, cu șemineu acolo, e șemineu, hai că e șemineu dacă e. Am băgat la pariuri sportive 1500 de lei și părinții mei nu știu. E un secret, adică nu pot să comentez, e păcat că nu știu, adică poate dacă știau părinții îți dădeau mai mulți bani să faci, adică acum știi, fără Caterinca, adică cu Caterinca multă. Am aruncat cu o pungă cu caca după un om de la balcon pentru că nu puteam folosi toaleta. Wow. Wow! Încep să-mi dau seama că ce secrete am eu sunt tabula rasa, adică eu sunt praf, ro, adică cu ale mele, cu secretele mele, cred că pot să le fac public, bă. Eu nu știu dacă voi intrați în rai, eu vă zic de pe acum, eu nu știu. Tipi, am mai făcut și eu într-un bidon de la, știi, să te mint, că nu puteam niciodată, cu caca așa, și o stau și la parter, adică dacă aruncam după cineva, știi, cu caca și după geam la mine, sărea ăla acasă la mine, știi, și mă băteam. Am iubit de 6 luni, dar sunt îndrăgostită de o fată. Ok, e ok. Chiar e foarte ok. Pentru că ai fost așa sinceră și mi-ai zis un secret, o să zic și eu unul. Să-mi filmez în chiloți. Adică voi mă vedeți ca și cum aș fi îmbrăcat cu lanț șmecher, dar eu sunt în chiloți, efectiv. Adică imaginați-vă. Adică nu vă imaginați. Am ieșit pe geam ca să merg la club cu niște prietene. Ok, ok, puțin, nici nici, nici cum ar veni. Îmi place de același băiat ca prietenei mele. Bă, bate-o și ai băiatul, sincer. Acum vrei să vă, nu Caterin, nu bate, nu, bă, eu adică m-am zis mai fac o Caterin, că eu nu bat joc de secretele voastre, bă, dar răspund cu Caterin că n-aș putea, bă, să fac clip pe YouTube. Mamă, ce bălbăie de seși. Mai beau o gură cu apă, stai așa. Că trebuie să fiu cu de-aia cu un vultur stă pe pis, cu un pic să-mi plis. Rica nu știa să zică rău rățuș că rămurică. Nic, șing, șnică, șincăr, șincăr. Ok, acum cred că mă descurc. Nu mă șterg la fund. Nu e ok, nu e ok. Adică e ok că mi-ai zis asta, dar nu e ok că nu o faci. Adică dacă știi ce zic, hai de așa, măcar dacă te dai cu jeta. Adică o părere personală, nu știu, un sfat prietenesc. Am culcat cu iubitul celei mai bune prietene de ziua ei. Wow, aleo, Sfinte Iisuse Hristoase din Nazaret. Și cei trei apostoli și buna și preavestita Maica Dumnezeului Sfântului nostru Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat? Mamă, și sfinții și heruvinii și Sfântul Petru și toți apostolii și Iuda și toți, ce s-a întâmplat? Ce să zic tare acum, adică acum... Bă, stai bă, nu bă, mi-a intrat, bă, dă un colo, bă, de reclamă, bă, ce n-ai, bă, dar ce, eu le fac așa, să băi, voi să-mi lăsați reclamele, bă. Nici nu știu cum să răspund, adică fac Caterinca, dar nu vreau să o dau ca vă dau un sfat sau să râd, că după vin și îmi zice lumea, băi, tâmpitule, cum râzi, mă, de, cum îndrumă copiii să fac așa ceva, așa că nu pot să zic nimic. Și doar o să citesc. M-am îndrăgostit de un băiat din Iran cu care jucam PUBG și acum mă mai bagă în seamă. Din Iran? Departe. Nu mă pricep la mate. Acum aș vă zic și eu un secret. Știi că știți cât a luat fratele vostru la simulare în clasa 8-a la matematică? 2. Știți a cât a luat? A nota a fost asta din școală? Penultima. Eu am luat 2 și 10 și un coleg a luat 2 și 5. Și aia am fost eu din toată școala, bă. Bă, imaginați-vă cum mergeam eu în școala aia, bă, cu 2 și 10 la mate. Adică toată lumea era, bă, cum ai luat? Bă, eu, bă, ești ok, m-ai luat 2 și 10. Eram, bă, frate, nu știu mate, adică... Eu sunt ok, dar nu știu mate, adică ce vrei să întâmplă? Ia, să merge înainte, matematica nu. Domnul meu profesor de mate, Stanciu, dacă vedeți asta, vă pup. Mi-a plăcut de iubitul surorii mele. Am băgat periuța lui tata în WC și nici în ziua de azi nu a aflat și se spală pe dinți cu aceeași periuță. Doar în cazul în care s-ar putea să meargă la dentist și trebuia să se facă ceva infecție pe acolo și o să coste o grămadă de bani, să știi, din cauza cui nu-ți mai ia ție
telefon. Atât zic, știi? Am condus 600 de kilometri până acasă fără permis. Permisul era acasă și eu în vacanță. Vai de capul meu, mamă, 600, vere, tu-ți dai seama, ți-ai semnat sentința pe viață. Cu 600 de kilometri ți-ai consumat tot norocul pe viață. Sunt împreună cu cel mai bun prieten al surorii mele de 3 luni și nimeni nu știe. Puternic rău de tot, adică știi să te ascunzi. Cel mai mare secret, îl cunosc pe Deluță de Marie. Hai su! Când eram mică mâncam muci când mă uitam la videoclip. La videoclipurile tale, adică ale mele. Dar să-i fac print screen să văd să tai acolo ce tot. Like. Hai, acum mi-am dat seama că eu trebuie să stau să editez fiecare poză unde vă scrie numele și să tai așa, hai de capul meu. Bă, unde în viață, bă, trebuie să... Nu, în viață n-ai succes când ți-ai luat mașina pe care ți-ai dorit-o sau când ai Lamborghini sau când ți-ai luat apartament, nu. În viață reușești când cineva spune că mănâncă muci când se uită la videoclip. Deci mi se pare genial, bă, deci e o doză de sinceritate, bă, e ce trebuie, bă. Acum chiar nu mă mai las cu comentariul ăsta, nu mă mai las niciodată de YouTube, niciodată nu mă mai las, mă. Wow, leu, m-am culcat cu mama celui mai bun prieten și ea s-a îndrăgostit de mine, mamă. Nu știu dacă era, cred că era, dar e puternic rău și ăsta, bă. E întrebarea aia, Caterinca, când întrebați așa în cartier, așa cu băieți, ce mai face, mă, ta, bă? Și gen, tu chiar să știi ce face, mă, ăsta, wow, aleu. M-am aliat cu dușmanii doar ca să pot să-i distrug. Despre asta e, bă, asta e, bă, asta e, bă. Am fost prins când încercam să mă uit la filme pentru adulți. Am lins fundul unei broaște. Bă, poft. Hai, dă, căpul meu. I-am dat șarpile lui sora tovarășului meu. Aleu. Îmi place când îi pune emoticoane de astea cu râs, știi, când mi-au secretele. Adică, da, asta e, s-a întâmplat, am trecut peste, bă, bravo, bă. Scriam în jurnal despre fostul și actualul crede că e despre el. Îmi fac un pârț, dau vina pe altcineva. Cred că asta nu e un secret, cred că toată lumea face asta, vrei să te minte? Adică nu cred că există o persoană, bă, în lumea asta să nu fi făcut asta. Adică asta e secretul tuturor, bă. Ăsta e un secret comun, adică toți avem secretul ăsta. Am un iubit și pe lângă el mai am unul și mă întâlnesc cu ambii mințind pe unul că ies cu fetele. Aoleo! Sunt împreună cu iubitul meu, dar îmi place de cel mai bun prieten al lui. Am tăiat părul tuturor din familia cu un an și nici acum nu și-au dat seama. Ascund locul unde stau doar pentru că cei din jur să nu râdă de mine că sunt săracă. Ba, acum să zic sincer, că trebuie să comentez. Așa, eu unde stau, stăteam lângă ghiena de gunoi. Adică dacă deschideam geamul în față, aveam ghiena de gunoi, iartă-mă. Adică acum formea sărăcie, adică știi, mă înțelegi. Secretul meu este că am pușcat porcul tataie. De fapt, 3 porci. Am băgat bani în Fortnite și mama nu știe. Clasic. Am prefăcut 3 luni că mă doare spatele să nu merg la școală. Să te mint, verișorule, că eu aveam febră 43,7, știi, mă, adică eu nu mai puteam să merg, nu, că adică eu eram deja prin altă lume, mai eram așa și mama tot mă trimitea la școală, să te mint. Mă bată, mama, nu, am fost cu mâna ruptă la școală, am fost cu capul spart, cu febră 49,8, ardeam, nu așa, aveam toate alea astea cu A, cu B, cu C, cu tot alfabetul la școală, nu exista să nu. Fiți atenți unul tare aici, am fost împreună cu 2 persoane deodată. Din greșeală. Din greșeală, nu știu cum s-a întâmplat. Ascund o pisică în dulap de 3 luni și părinții mei nu știu asta. Bă, cum? Eu sper că totuși îi dai de mâncare, adică măcar sper să îi dai de mâncare alea 3 luni. Doamne. Dai seama să intre mă ta în cameră, știi, zeamnă, miau ce? Bă, ce a fost asta? Nu, nimic, mamă, eu miau, am răcet. Eu mă miau tot ce vreau, o, leu, reclamă aia, știi? Secretul meu e că s-o mare proastă. Bate palma. Și eu. Salut. Bate. Hop. Mărul meu a pierdut o găină și ca să nu-l certe mama lui, a căutat o găină pe la vecin și a înlocuit-o. Am vândut haine și bijuterii ale părinților ca să-mi cumpăr PS5. Nu ca susține asta. Doamne ferește. Adică nu mă înțelegeți că băiatul ăla Caterinca, nu așa. Dar e bună investiție. E cea mai bună investiție ever, mă, să mor eu. Cred că cam atât cu secretele. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut acolo în comentarii. Bă, mai facem, ok? Sper că n-am supărat pe nimeni. A fost doar o Caterinca, nu pot să dau. Eu a fost așa strict pentru clip. Cam atât a fost clipul, brațele mele rămân la fel. Ia uite, bă, ca... m-am transpirat, bă, omuleu, hai că secretul meu că transpir pe clipuri. O să stau așa, că sunt cam puturile, dacă mă înțelegi ce zic. Nu uitați să beți apă multă, faceți, omuleu, mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!